Hristos trebuia să sufere și să învie din morți a treia zi. Iubiți frați și surori în Hristos, dragi credincioși care ne ascultați pe undele radioului Iași, liturgia duminicii precedente ne-a prezentat aparițiile celui înviat în cadrul cronologic-teologic al duminicii, prima zi după sabat sau a opta zi, care este ziua celebrării euharistice. Fragmentul evanghelic de astăzi pune accentul pe euharistie, această frângere a pâinii care îl descoperă pe Domnul înviat celor credincioși. Celelalte două lecturi biblice ne prezintă argumente care conduc la această temă centrală. Învierea lui Iisus a fost prevestită de Biblie în prima lectură și răscumpărarea lui Hristos are o valoare infinită, a doua lectură. Revenind la fragmentul evanghelic, observăm că evanghelistul ne vorbește despre doi discipoli descurajați și decepționați, care, după luni de entuziasm, se întorc acasă, închizând pentru totdeauna o perioadă falimentară din viața lor. Versetul 21, noi speram că El va fi, ne spune că motivul deziluziei lor este tocmai Iisus, și nu atât și, sau nu în primul rând, comportamentul capilor iudeilor. Nici măcar mormântul gol, amintit în versetele 22-24, nu-i scoate din amărăciunea lor, pentru că și cei care au mers la mormânt, pe el nu l-au văzut. Este sfârșitul oricărui proiect uman, al oricărei dorințe umane investite asupra lui Iisus. Prizonierea ceea ce s-a întâmplat cu speranța lor, par incapabil să vadă un sens diferit. Cu o fină psihologie, versetul 16 notează, ochii lor erau ținuți să nu-L cunoască. Acest cadru în care putem să recunoaștem cu ușurință și unele trăsături ale vieții noastre, este folosit de Evanghelie pentru a trasa cadrul renașterii speranței. Speranța exprimă una dintre convingerele cele mai clare ale teologiei de astăzi, cea a centralității escatologiei în Evanghelie. Împărăția lui Dumnezeu este aici, Evanghelia după Sfântul Marcu, capitolul 1, versetul 15. Încă din 1949, filozoful francez Gabriel Marcel amintea că speranța este un a ne îndrepta spre ceva sau spre cineva care nu depinde de noi. Bazată pe raportul cu Dumnezeu, speranța ne cheamă la ceva care nu este la îndemâna omului. Pentru noi, nu e viața care ne dă motive de speranță, ci este speranța cea care ne dă motive de a trăi. Astfel, speranța noastră se naște din întâlnirea cu Hristos. Versetul 26 ne-l prezintă pe Iisus angajat să le explice discipolilor că Mesia trebuia să sufere toate acestea pentru a intra în slava sa. Această legătură dintre cruce și glorie, oricât de mult ar umple de speranță inima celui care suferă, este foarte greu de acceptat, întrucât lumea rămâne în mod dramatic plină de violență și nedreptate. Istoria noastră, de fapt, abundă de cruci fără răstigniți, fără răscumpărători. Fericirea suferinței este greu de acceptat. Fiul meu, spunea un autor german, dreptatea este doar în iad. În cer este harul, iar pe pământ este crucea. Însă tocmai pentru aceasta este biserica aici, ca să-i binecuvânteze pe cei care o duc. De altfel, deja profetul Isaia îi se adresase lui Dumnezeu cu strigătul, Santinelă, cât mai rămâne din noapte? Doar în împărtășirea dramelor umane, doar cu gura în pulbere acestei lumi rele, se poate susura cu onestitate. Poate mai este încă speranță. Ei bine, tocmai aceste omeniri înfometate și bolnave, violentate și persecutate, oprimate și călcate în picioare, începe Hristos să explice necesitatea suferinței. Hristos nu oferă o teologie generală despre durere, ci învață cum trebuie să trăiești în suferință. Crucea lui Hristos arată totodată criza inteligenței umane, atunci când se confruntă cu răul și cu adevărul acelei acțiuni divine care descoperă sensul ultim al vieții. Sensul ultim al vieții este iubirea. Este dăruirea vieții. Doar aceasta deschide suferința umană la semnificații și sarcini noi, până acolo încât să fie chiar descoperirea gloriei lui Dumnezeu.
nu se intră în glorie decât prin cruce. Speranța noastră constă în această împărtășire a crucii lui Iisus. A lua crucea și a-L urma pe Iisus este programul unei vieți care se modelează pe Iisus și învață din cuvântul și din iubirea sa cum trebuie să te înfățișezi într-o lume nouă, lumea voinței lui Dumnezeu. Dacă mă iubești în întuneric, scrie imitațiunea lui Hristos, să fii binecuvântat. Și dacă mă iubești în lumină, să fii de asemenea binecuvântat. Și dacă voiești să-mi dai mângâiere, să fii binecuvântat. Și dacă mă iubești în încercare, să fii întotdeauna binecuvântat. A trăi crucea ca speranța unei lumi noi este unicul mod de a-i da dreptate lui Hristos, speranța noastră și speranța lumii întregi. Versetele 29-32 descriu renașterea speranței. Trezită cu o invocație nu de totul conștientă, rămâi cu noi pentru că se face seară, speranța trebuie considerată ca împlinită atunci când se deschide darului de sine pe care îl face Dumnezeu. Atunci când moartea din iubire nu mai scandalizează, ci face să ardă inima în piept. Folosirea termenilor euharistici ne amintește că ceea ce un creștin poate să dea este Iisus Hristos și că nu poate să-L dea pe Iisus Hristos decât dăruindu-se pe sine. În orice caz, avem aici în darul lui Iisus euharisticul întâlnirea cea mai profundă dintre așteptările umane și hrana care umple orice inimă. În iubirea lui Hristos, într-adevăr, Dumnezeu frânge mânia, ne copleșește cu darurile sale și ne deschide larg inima spre speranță. Euharistia devine astfel izvor de viață veșnică și principiul acelei noutăți capabile de angajare, care începe să plăsmuiască viața noastră. Euharistia devine izvor al unui drum plin de speranță. Astfel, Emausul este simbolul acelui sacrament al iubirii care, în întâlnirea cu Hristos Pascal, distruge deziluzia și face să se renască speranța. Dă naștere unui stil de slujire și de dăruire care îl manifestă pe Domnul cu noi. Doar acolo unde comuniunea cu Hristos mor și înviat este legată de o fraternitate de viață și de o solidaritate concretă, doar acolo este reală. În caz contrar, împărtășania euharistică este golită de conținutul ei creștin și este redusă la un simplu rit. Așa cum ne amintește apostolul Ioan, cine îl urăște pe fratele său, umblă în întuneric și nu știe unde merge. Doar iubirea poate salva lumea. Iubiți credincioși, dragi ascultători, tema speranței creștine despre care am vorbit până acum trebuie deosebită cu grijă de optimism și de evazionism. Optimismul este atitudinea celuia care consideră că lucrurile se vor aranja singure, iar evazionismul este atitudinea celuia care nu știe să trăiască prezentul. Proiectată spre viitor, speranța nu generează o tensiune spre un gol, incapabil să atingă această fericire care cere să fie trăită doar în interiorul lui azi. De aici rezultă câteva piste spre care dorim să ne îndreptăm reflexia și concluzia. Mai întâi, cercetează-te și vezi ce spațiu are în viața ta personală speranța și ce spațiu are resemnarea. Există într-adevăr o atitudine de renunțare care vede cum crește oboseala și golirea progresivă a vieții. Este ceea ce cei din vechime numeau tedium vitae, adică o înnecare în cotidianul repetitiv, fără curajul unor gânduri mari. Vezi dacă viața ta merge spre o stingere înceată sau dacă cuvântul lui Dumnezeu face încă să-ți ardă inima în piept. Dacă viața ta se desfășoară în tristețe, asemenea celuia care nu are speranță. În al doilea rând, examinează în ce măsură comunitatea ta dă mărturie și practică speranța, în ce măsură îl trăiește pe Hristos ca proiect și punct de referință în viață. Adesea, de fapt, suntem mai mândri de falimentul altora decât de capacitatea de a da cont despre speranța care este în noi. Și în al treilea rând, legată de efortul de a da un sens creștin istoriei, speranța instituie noi relații cu persoanele. Nu există speranță pentru mine dacă nu este speranță pentru toți. În acest sens,
speranța nu poate fi slăbită până la un simplu a te simți bine, ci trebuie trăită ca o mărturie a apartenenței comune la o istorie umană care a fost asumată de Hristos și deschisă de El spre orizonturi mai adevărate. Nu putem fi fericiți singuri. Faptele de milostivire, tradiționale și altele noi de inventat, sunt semnul acestei responsabilități și al acestei slujiri care ne face să fim motiv de speranță pentru aproapele. Examinează-te în ce măsură mărturisești aceasta. Așa să ne ajute fericitul Ieremia pe care îl sărbătorim astăzi și Regina Lunii Mai, Maica Domnului. Amin.